Hei, salutare! Sunt Ionel. Știați că și noi, generația cu cheia de gât, facem vlogging, facem YouTube, postăm și avem canalele noastre? Poate nu suntem la fel de relevanți, poate nu avem atât de atractive clipurile, dar și noi postăm. Astăzi n-am să vorbesc despre generația noastră. Știați că Albina face parte din viața noastră și are un rol important în existența omenirii pe pământ. De multe ori se spune, dacă vrei să vezi cum îți zboară banii, cumpără-ți porumbei sau albine. Și noi, apicultorii, bărbații, nu spunem câți bani ne-au zburat pe ferestră soțiile noastre. Știați că albinele pot poleniza până la 30 de flori într-un minut? Știați că, în medie, albina zboară cu o viteză de aproximativ 20 de kilometri pe oră, iar viteza maximă pe care o pot atinge în zbor este de 70 de km pe oră? Știați că o albină trăiește în jur de 3-6 săptămâni în sezonul activ, iar albina de iernare poate trăi până la 255 de zile? Știați că o regine poate trăi 3 și 5 ani? Și ea poate depune în sezonul activ până la 3000 de ouă pe zi? Hei, deseori aud spunându-se, uite, acesta este un trântor, adică un om leneș și puturos. Dați-mi voie să vă spun că nu se poate. Trântorul consumă într-adevăr hrana cât 25 de albine, dar produce ventilație și căldură, adică microclimat, cât 100 de albine lucrătoare. Iar care este bărbatul acela care, pentru a putea transmite genele, se sacrifică? Trânturii mor la scurt timp după împerecherea cu regina. În timpul actului sexual, edofalosul lor se rupe și rămâne fixat în corpul reginei, provocând moartea masculului. Știai că există cele 7 minuni ale stupului? Sau că sunt produse pe care majoritatea oamenilor nu le cunosc? Albinele și blondul sunt pasiunile mele. Sunt Ionel, Next Big Blogger 2, venim în echipa H-ului. Subscribe, share,